Așadar, să continuăm cu o discuție cu Andrei. E prima dată ne cunoaștem, Andrei, nu ne-am mai văzut, tu nu mi-ai descoperit. Cum ai descoperit? Pe site, profilonline.ro. Ai dat așa, profilonline.ro. Dar nu m-ai văzut că trebuie prin Alexandrie de atâtea ori pe aici cu mașina. Am văzut odată mașina și am vrut să, dar nu știu, n-am mai... N-ai avut curaj, nu? Nu neapărat curaj. Păi, uneori trec de mai multe ori pe zi aici, pe lângă Alexandrie, și mă poți vedea fără... O singură dată mai văzut. Bine. Colegii tăi știu de Prof Online? Câțiva dintre ei, da. S-ar trebui să știi mai mulți. Știi câte milioane de accesări sunt? Nu. Îți spun eu. Am trecut de 8 milioane jumate. Oh, e bine. Da. Și sunt acele două domenii, la matematică și agricultură. Eu am inventat un model de stup care schimbă complet. Da, știu că am văzut. Ai văzut acolo? M-am dat comentat. Bun. Păi știu că am de la început anului. Da? De atunci. Da. Dar la lecții te-ai uitat așa? Da, chiar m-am uitat. Am învățat foarte multe lucruri. Mă bucur mult. Pentru admitere, îți propun următoare chestii. Haideți să, deși timpul, când, admiterea când se dă? O am la sfârșitul lunii iulie. La sfârșitul lunii iulie, da? Da. Am culegere. Data viitoare o să o aduc, dacă să lucrăm. Așa. Și o să vii. Am o fetiță, Andreea, care e în clasa 11 și lucrăm subiecte din urmă, anul 10-11, ceea ce propui tu e foarte bine, foarte interesant, da? Luni, marți și miercuri, de la ce oră? De la 9 la 10. Perfect. Nu am alt spațiu, de la mine, da? Da. 10 jumate, putem să mai stăm un pic, da? Așadar, iată să ne cunoaștem. Cum rezolv ecuația asta? 3 la x plus 4 la x egal cu 5 la x. Pe asta am văzut-o în culegere. Chiar am văzut-o. Da? Da. Și e cu semn de întrebare asta. Ai văzut cu semn de întrebare? Da. Dar îmi nimeri deodată, dar la prima citire. Da. Da, e exponențială. Da. Este o ecuație exponențială atipică. Adică nu este în șablon de lucru. Da. Pentru că dacă ar fi fost 2 la x plus 4 la x egal cu 7, să zic acolo, sau egal cu 6, hai să zic de dată, aici pe 4 la x, zicem 2 la x totul la a doua și merge treaba, da? Zicem 2 la x totul la a doua plus 2 la x minus 6 egal cu 0, 2 la x notăm cu un t, și de aici încolo te duci foarte, foarte ușor. Dar aici e o treabă mai delicată. Ideea este, la o astfel de ecuații, să o transcriem într-un alt mod, echivalent cu, împărțim totul prin 5 la x și ea devine 3 la x supra 5 la x plus 4 la x supra 5 la x egal cu 1. Da? Care s-ar mai scrie echivalent cu 3 pe 5 totul la x plus 4 pe 5 totul la x egal cu 1. Și am putea ghici soluția. Și nu s-ar arăta că e unică. Funcție, da, că e injectivă. E și o idee foarte tare asta. Deci dacă notăm cu f de x, dacă notăm cu f de x funcția din stânga, deci fie f de x egal cu 3 pe 5 totul la x plus 4 pe 5 totul la x, da? Care e o sumă de două funcții cu bază subunitare, da? Ce știm despre funcția cu bază subunitare? E strict descrescătoare. Strict descrescătoare.
Deci dacă aș fi eu F1 și F2, fiecare strip descrescătoare, suma lor este o funcție strip descrescătoare. Deci, și monotonă și... Deci F strip descrescătoare, asta înseamnă că F monotonă, asta înseamnă că e descrescătoare, da. Monotonă, da? Și monotonă, da? Și rezultă că este cum se funcția. Injectivă. F injectivă, da? F injectivă. Și atunci... Are singură soluție. Dacă există, dacă există soluție, este unică, da? Ea este unică. Dacă există. Și cum noi o găsim, x egal cu 0 este soluție. X egal cu 0 sau cu 2, cred. Nu merge. Cu 2, cu 2. Da. Deci pentru x egal cu 2, se întâmplă că apare f de 2, egal cu 3 pe 5 la a doua, plus 4 pe 5 totul la a doua, egal cu 9 pe 25, plus 16 pe 25, și face 25 pe 25 și egal cu 1. Da, într-adevăr, așa este. Interesant că la admitere am și grila și pot să o iau direct. De asta zic. Da? Asta. Deci, dar din primitiv asta cum mai facem? Primitiv de x la 4 plus 1 supra x la 6 plus 1 de x. Primitiv x la 4 plus 1 supra x la 6 plus 1 de x. Păi dacă am putea scrie x la 6 ca x la 3. Vrei să fii ceva? Că e derivată să fii sus? Da. Noi, derivata lui x la 6 e x da. La 5. Da, nu merge. Tot un schimbare de variabilă. Sau ar merge prin părți, să luăm partea de sus și partea de jos. Și partea de jos să scriem x la a treia totul la a doua. Și să fie arc tangent. Cum spropui încă o dată? Adică să iau ca f, nu știu dacă e bine zic așa, x la a patra plus 1, f derivat să vină 4x la a treia. Și g derivat 1 supra x la 6 plus 1. Și g-ul până când s-ar găsi să faci integrala aia din x la 1 pe x la 6 plus 1. Da. G-ul îi trebuie să faci integrala, nu? Da. Faci primitiva aceea, nu găsești. Gândesc x la 6, asta să-l zicem x la... A doua, totul la a treia. Și ia să vedem sus. O chestie. Sus nu mă duce cap deloc, deocamdată lăsăm așa, integral din x la a doua, nu, x la a câta? 4 plus 1 supra x la a treia sau x la a doua, totul la a treia plus 1 de x. Și atunci, a la a treia A la a treia plus B la a treia, că e 1 la a treia. A descompune A plus B pe lângă A pătrat minus AB, A plus B pătrat. Și egal mai departe cu integrală din X la a patra plus 1, las așa, supra. E A la a doua, nu? A la a doua, adică X la a patra. Nu, A minus A plus B întâi. Adică X la a doua plus 1. Da? A plus B. Deci hai să ne amintim formula. A la a treia plus B la a treia este egal cu A plus B pe lângă A pătrat minus AB plus B pătrat, nu? Nu e plus AB sau minus? Minus. A la a treia minus B la a treia se începe cu A minus B și aici A pătrat plus AB. Da. Dacă mulțesc acolo, trebuie să se reducă. Și e bine acum, zice așa, da? În condițiile astea. Deci vine A plus B, adică X la a doua plus 1, pe lângă
x a la a doua, adică x la a patra, minus x la a doua, plus 1. E bine? Da. Mai iau încă o dată, să nu greșim. Da, e bine. Băi, ce fain e, mă. Dar lipsește, aș simplificat, x la a patra plus 1 am, dar n-am minus x la a doua. Nu am. Păi dacă nu am, mai s-a dus să scad. Da. Fac așa, să mișcare. De ce să nu fac? Deci vine minus x la a doua, plus x la a doua. Sus. Și egal mai departe cu primitivă din șurub în două integrale, x la a patra minus x la a doua plus 1, supra x la a doua plus 1 pe lângă x la a patra minus x la a doua plus 1 și plus de x plus integrală cu asta, x la a doua pe tot numitor. X la a doua supra, din comoditate, x la a șasea, zic, plus 1 de x. Știi de ce? Da. Când iau autoobiectiv, aici să fac treaba. Da. Asta se duce frumos. Și vine 1 pe x pătrat plus 1 și face arc tangentă. Deci vine arc tangentă din x plus. Și partea a doua. Păi x la 6 înseamnă că o să facem aici, mă. Nu pot să zic x la 6, că derivata face x la 5. Da. Atunci hai să zic pe x la 6 ca fiind x la 3 totul la 2. Da, la asta mă gândeam și eu. Și x la 3 să înlătăm cu ceva, că derivata s-a e sus. Da. Nu? Deci zic așa, plus integrală din x la 2 supra x la a 3 totul la a 2 plus 1 de x și egal cu arc tangentă de x plus derivata lui x la 3 cât este? 3x la 2. 3x la 2, nu am pe 3. Da, pun pe 3 și îl pun și jos. Da? Da. Și dt supra t pătrat plus 1. Adică integră 1 pe 3 arc tangentă, da, din x la 3. 1 pe 3, ar trage din x la 3, pus-o constantă, da? Da. Nu mai trebuie să. Este primitiva. Băi, da, fain a fost. Hai să mai uităm la ea un pic. Parcă nici nu vezi pleca acasă. Deci vezi ce tare a fost. Ideea a fost să apunem să cădem x la a doua. Dar ea nu vrea ideea decât după ce am descompus a la a treia plus b la a treia. Pe x la 6, am zis x la 2, totul la 3, da? Și atunci l-am descompus și am simțit din nevoia, din nevoia de a face simplificarea, am adunat să scătul x la 2. Iar asta e construcția, este superbă. Pentru că îndată x la 2, în partea a doua, este eficient, foarte eficient, asta e rapidă. Da? Deci o integrală interesantă. Sigur că putem să ne jucăm, să putem face lucruri interesante. Acum cred că e 10 și ceva. Da. Nu? Și tu ești din Oraș? Da. E, nu ești chiar 10, mai avem două minute. Rămâi așa. Sigur. Luni, marți și miercuri. Luni, marți și miercuri. De la 9. De la 9. Joi și vineri, cred că mai vine un băiat de 11, el are nivel mai, el la M1, la economic, M2, la economic, îi fac lucruri mai jos, așa. Dar la Vrânceanu Fetița, de la clasa 11, e interesant. Da. Da? Și atunci, luni, marți și miercuri, așa, joi și vineri, al cord lui. Da.
ca să nu-l supă și el din de atât timp. Așa mă face. Scurt, ne întâlnim la treabă, cu subiecte, chestiuni. Da. Păi asta duc. Nu merge asta, nu merge asta. M-am chiruit aici, am semn de întrebări la asta, la asta. Și discutăm aici. N-am pretenție că le fac. Da, nu. Deci nu, să nu vii cu chestia asta, trebuie să le fac, le fac. Da, nu. Da. Eu n-am mai făcut matematică de vreo 10-12 ani. Chiar am învățat foarte multe lucruri, recomand tuturor. La Prof Online, nu? Da. Trebuie să spun un lucru, că dacă ai răbdare să citești mesaje, vezi câți copii sunt încântați de faptul că există Prof Online și că tristețea mea mare este că nu se face public asta. Deci profesorii n-au nimic de pierdut. Trebuie să spun, există omul acela, face niște chestii care nu sunt obișnuite, în sensul că eu adopt un limbaj de ăsta mai uzual, așa, mai nu convențional, strict, așa, matematic, ci vreau să găsesc un limbaj în care să fac matematică atractivă, să ai sentimentul că poți și tu, nu așa, niște lucruri foarte abstracte. Și asta spuneam, sentimentul meu este că, pur oară, tu ai sarcine, să le spui tuturor colegilor tăi, și la alte clase, așa, băi, există Prof Online. Eu le-am mai spus. Luni, marți și miercuri. Luni, marți și miercuri, mă vedeți în direct. Eu mă duc acolo, mai auziți vocea. Și dacă mai vin alți 2-3 colegi, nicio problemă, spațiu este. Sunt de vorbă ca niște prieteni, așa, să facem niște lecții frumoase. Că ele sunt ridicate de mine pe internet imediat și le pot vedea foarte mulți cei care au nevoie de așa ceva. Da? Facem asta, Andrei, da? Te aștept. La revedere. Ne oprim aici.